Mickey s-a pregătit pentru un nou șoc de zahăr a acestei lumi culinare. N-a trebuit să aștepte mult. Un dragon roșu enorm a apărut dintr-o înghețată topită. Acesta era al patrulea stăpân al iluziilor. Prima etapă parcursă deja, super! Trebuie doar de pe un biscuit de pe altul să sărim. Vai, m-a atins. Mai am doar o viață. Trebuie să fiu foarte atent. Cu siguranță va apărea la mijloc. Se vede și după bulele pe care le scoate. Am început etapa de la început, dar nu e nimic strașnic, fiindcă avem multă viață. Un dragon fără dinți, care nu poate mânca nici un biscuit, doar le cufundă. Nu prea se înțelege în care parte va arunca biscuiții. N-am reușit, două vieți. Am pierdut două vieți în zadar. Da, se vede că nu e așa de simplu, baby. Ne sărdim data asta să nu facem nicio greșeală. Absolut niciuna. Deja se ved bulele. Este. Super, pierdeam foarte repede dacă luat toți biscuiții. Până când, fără greșeli. Da, fără greșeli nu se poate. Mickey pregătovился к новому, покрытому сахаром шоку от этого мира. Ему не пришлось долго ждать. Гигантский дракон, растаявшего мороженого. Это был четвертый. Арата май инфюратор. Asta e, cred că, ultima șansă. Având în mână piatra albastră de curcubeu, îi mai rămânea să găsească doar două. Și după asta, Mickey putea să treacă la căutările prețioasei Minnie. Mickey a reușit să obțină a patra și a cincea piatră a curcubeului, dar oare nu i s-a finisat timpul? Va putea el oare să ajungă la Minnie, până când nu a fost prea târziu? Da, interesant. Nu știu dacă reușim, dar cred că
Ne permite jocul și așa ceva. Să vedem, s-a deschis vreo ușă la etajul cu numărul 3? Ăștia sunt peștii cei idioase. Frumos pești. Toți monștrii biruiți de noi vor apărea așa sus aici. Aici au fost în bibliotecă, aici sunt o mulțime de cărți, se vede că este biblioteca, se cunoaște, după cum am parcurs-o. Asta este umbra noastră. Umbra năstrușnică și-a pierdut piatra pe pământurile biscuiților, după ce l-a gonit un străjer. Îi este foarte frică să se întoarcă, poate altcineva îi va recupera piatra. Adună 5 ardei iuți pentru a deschide un costum de cercetător. Am înțeles, dar de unde să-i găsesc? Haideți să vedem alt nivel. Să deschis poarta și asta este clovnul nebun. Aici mai era o piatră pe care n-am putut-o lua în episoadele trecute. Așa, de avioane am scăpat. De acest clovn la fel. Se vede că nu am mai rămas mult până la mini. Voi, prieteni, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și să lăsați în comentariu părerile voastre despre acest joc. Iar dacă l-ați jucat, lăsați în comentariu cât de greu a fost să parcurgeți toate etapele. Bine, ne vedem la un nou video. Pa!